Pacea Domnului Iisus Hristos să facă cerul ca în zilele astea de frământ social și poate și spiritual, sufletul dumneavoastră și al meu împreună să se umple de asigurarea faptului că Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre noi. Să ni se umple sufletul de pacea Lui, de bucuria Lui, de frumosul Lui, de faptul că în toate problemele care sunt în jurul nostru, Dumnezeu construiește ocazii minunate pentru fiecare dintre noi, pentru a face lucrarea Lui și pentru a fi fericiți. În fața fericitului Dumnezeu, să vină un fericit popor. Și astfel mântuirea să nu fie altceva decât dovada și mărturia fericirii Lui Dumnezeu într-o lume nespus de nefericită. În ultima vreme, datorită marilor conflicte care se întâmplă în jurul nostru la nivel moral, nu mă refer la conflictele fizice, războaiele dintr-o parte și într-alta, dar există o tensiune teribilă în legătură cu ce anume mai este drept, ce anume mai este adevărat, ce anume mai este de valoare în societatea noastră. Se aruncă la gunoi lucruri care până în momentul acesta au fost considerate ca fiind fundamentale pentru valorile noastre și sunt înlocuite cu lucruri pe care până acum le-am considerat ca fiind imorale, fără valoare, dăunătoare sănătății intelectuale, morale și fizice ale ființei umane. Suntem într-un proces de înlocuire, de schimbare de valori teribil, care ar trebui să înspăimânte pe orice om iubitor de normalitate. Din cauza aceasta, de la o vreme am început să mă întorc împreună cu dumneavoastră, de să ne întoarcem la Sinai. Acolo unde am descoperit că Dumnezeu s-a întâlnit cu ființa umană și a fost una dintre cele mai spectaculoase întâlniri. Dumnezeu a împodobit-o cu prezența sa, Dumnezeu a împodobit-o cu puterea sa, Dumnezeu a împodobit-o cu manifestările sfințeniei sale, pentru ca omul să poată să înțeleagă un lucru, și anume că ceea ce a primit de la Dumnezeu în momentul acela al Sinaiului este exprimarea caracterului său. Și că în momentul în care noi astăzi luptăm împotriva celor 10 porunci, noi nu facem altceva decât luptăm împotriva unui Dumnezeu care s-a manifestat pe sine ca fiind întemeietorul unei moralități prin cele 10 porunci. Deci astăzi, dacă zicem că dăm la o parte câte ceva, nu foarte mult din cele 10 porunci, dar câte ceva, noi până la urmă, vrând nevrând, trebuie să înțelegem că vrem să dăm la o parte câte ceva din cel ce este Dumnezeu. Nu degeaba Sfânta Scriptură în Iacov ne spune că cel ce calcă o singură poruncă, da, le face praf pe toate. Adică nu poți să dai la o parte puțin din Dumnezeu, da? Câtă vreme Dumnezeu este o persoană, a da la o parte puțin din El înseamnă să-L dai la o parte tot. Vorbeam aseară despre faptul că în societatea noastră lucrurile s-au întors pe dos și astăzi avem mai degrabă porunci care contrazic cele 10 porunci decât porunci omenești care să vină în sprijinul celor 10 porunci. Din punctul acesta de vedere, probabil că astăzi am putea defini timpul pe care îl trăim un timp al fără de legii. Încă n-aș dori să vorbesc despre omul fără de legii, dar pot vorbi despre timpul fără de legii. Urmăriți, vă rog, tema de aseară și în tema de aseară am luat cele 10 porunci, una câte una,
și am descoperit ceea ce de fapt se vede sub ochii noștri, pentru că nimic nu este acoperit, am descoperit faptul că fiecare din cele 10 porunci a fost înlocuită cu o valoare exact contrarie. Repet lucrul care l-am spus anterior, este înspăimântător. Nu știu ce ne-ar putea înspăimânta mai tare. Faptul că în loc să existe porunca, spre exemplu, să nu ucizi, am adoptat porunca să ucizi din conveniență? Înțelegeți ce spun? Adică, dacă este mai convenabil, de ce să nu ucizi decât să păstrezi viața? Și se numește eutanasie, se numește avort, se numește cum vreți dumneavoastră. Moartea din milă. Ajungi să consider că a lua viața cuiva este un act de milostenie. Orică este prea bătrân, orică este prea bolnav, orică este pe cruce, nu știu. Ori pentru că are o problemă la nivel mental, așa cum îți face Sam Cornell. Dar toate lucrurile acestea pot să fie motive care să mă conducă la ideea că e justificat să ofer încetarea vieții persoanei respective. Și așa mai departe. În dimineața aceasta aș vrea să mergem în cercetarea noastră un pas dincolo de ceea ce am studiat în întâlnirea noastră trecută. Dați-mi voie să încep cu câteva întrebări. Întrebarea asta am pus-o mai frecvent în ultimul timp, dar aș vrea să încep cu ea ca să mă leg de toate acele ocazii cu care v-am pus această întrebare. Dacă nu minți, deci nu minți, dar furi, înseamnă că ești onest? Deci, repet, nu minți, dar furi. Înseamnă că ești cinstit, onest? Sau ești obraznic? Și exemplul pe care l-am dat până acum îl voi da încă o dată înaintea dumneavoastră, și anume, să presupunem că eu ți-am furat bicicleta. Da? Bun, ți-am furat-o. Și când mă întâlnesc a doua oară cu tine, îți spun, știi ce? Vezi că eu ți-am furat bicicleta. Dar n-am de gând să ți-o dau înapoi și n-am de gând să fac nimic pentru asta. Doar îți spun, fii atent că nu te mai zbate că eu ți-am furat-o. Fii liniștit, a doua, mâine îți mai fur ceva, nici o chestie. Încă o dată, faptul că vin și îți spun eu ți-am furat bicicleta, mă face om onest? Dar ți-am spus adevărul. Dar nu te-am mințit. Înțelegi? Nu te-am mințit. Ți-am spus că eu ți-am luat adevărul. Pardon, eu ți-am luat bicicleta. Încă o dată, înseamnă că sunt cinstit sau sunt obraznic? Pe lângă faptul că sunt hoț, mai sunt și obraznic. Vin și îți râd în față de faptul că ți-am luat bicicleta și n-am ce să-ți fac. Sau n-ai ce să-mi faci. Aseară fratele Tsuguia a venit la mine cu o poză și mi-a arătat, zice, uite, vezi, individul ăsta a venit la mine acasă și mi-a furat. M-am dus la poliție, l-am reclamat și poliția mi-a spus, îmi pare rău, dacă nu a depășit $950, n-avem ce să-ți facem. Lasă-l să-ți mai fure până depășește $950. Dacă nu prea curvești, sub nicio formă, dar poftești. Deci nu prea curvești, dar poftești. Vreau să te întreb, e dragoste sau boală?
Că cineva poate să spună, uite, eu nu păcătuiesc, pur și simplu nu păcătuiesc, nu calc porunca șaptea, dar poftesc. Și sunt atâtea forme de exacerbare a poftei online și așa mai departe, toată lumea vorbește despre porno, o sumedenie întreagă de vicii de felul acesta. Omul respectiv nu greșește în felul acesta. Încă o dată întreb, e dragoste sau e psihoză? E dragoste sau e viciu? Adică țin o poruncă, dar calc alta. Observați cum intrăm în zona bolii, în zona completului anormal. 3. Nu înjuri, nu blestemi, nimic din toate acestea. Dar te închini la chipuri. Fel de fel de chipuri. E respect sau idolatrie? Ce este? E respect sau idolatrie? Frații mei, aș vrea să înțelegem un lucru și anume, nu există o decredere mai mare decât să vezi că un om îngenunchează și se închină în fața altui om. Tot atât de păcătos ca și el, tot atât de slab ca și el, om ca și mine, iar un altul stă în genunchi în fața lui. Cum e posibil lucrul acesta? Citesc. Acela care îngenunchează înaintea unui om căzut și își deschide prin mărturisire gândurile ascunse și închipuirile inimii lui, acela își înjosește demnitatea de om, își degradează toate instinctele nobile ale sufletului, descoperind păcatele vieții lui înaintea unui alt om și el păcătos, muritor, supus greșelii, prea adesea stricat de imoralitate și el, numai că îi zicem noi, într-un fel oarecare, putem să-i spunem preot, măsura caracterului este coborâtă, ca urmare, sufletul este păcat, conștiința este pătată. Idolatria este modul în care un om îl profanează pe Dumnezeu, îl înjosește pe Dumnezeu. Se înjosește și pe sine, dar îl înjosește pe Dumnezeu, pur și simplu. El spune că are respect față de Dumnezeu în momentul în care are grijă la modul de adresabilitate verbală, dar în închinare el nu face altceva decât îl înjosește pe Dumnezeu și îl coboară pe Dumnezeu la un nivel. Zice textul biblic, se închină făpturii în locul făcătorului. Patru. Vii la biserică, te rogi, cânți, dar nu-ți pasă de odihna mea, zice Dumnezeu. Adică, vii în altă zi, vii când nu trebuie. Dumnezeu vorbește în Evrei, capitolul 4, și spune versetele 3 și 4, vorbește despre faptul că el a legat odihna sufletului său de ziua sabatului și spune, dacă vrei să intri în odihna mea, vino în ziua sabatului și intră în odihna mea. Și eu vin și profesez închinarea, mă plec înaintea lui Dumnezeu prin închinare și așa mai departe, dar nu țin cont de odihna mea. De când e odihna mea? Ar putea fi și luni? Poate că cineva zice, da, dar sabatele nu mai sunt astăzi actuale. Poate că citează cineva Coloseni, capitolul 2, 16 și 17, dar aici este vorba de sabate care sunt umbra lucrurilor viitoare, e vorba de sabate ceremoniale, e vorba de sabatele care au fost instituite de Dumnezeu într-adevăr la Sinai și care țin de
segmentul acesta ceremonial în care oamenii învățau sfințenia prin ceremonii. Dar sabatul zilei a șaptea este sabatul în care sufletul lui Dumnezeu își găsește odihnă și ține din veșnicie până în veșnicie. Este sabatul lui, nu sabatul meu. Eu pot schimba orice din ceea ce am eu, dar nu pot schimba din ceea ce are el. Pun din nou întrebarea, dacă vii la biserică, te rogi, cânți, dar ești insensibil și nu-ți pasă de ceea ce Dumnezeu spune, e odihna mea, e închinare sau e profanare? Închinare sau profanare? Pentru că tu spui că te închini, dar în realitate tu profanezi. Ca să nu vorbesc de sâmbătari care mint, fură, divorțează. Vreau să vă întreb, e împlinirea legii lui Dumnezeu sau călcarea legii lui Dumnezeu? E împlinire sau călcare? Împlinire sau călcare? Mulțumesc. Acest spirit care distruge integritatea legii lui Dumnezeu și puterea legii lui Dumnezeu face ca poporul lui Dumnezeu să fie slab și să nu mai opună absolut nicio rezistență în fața păcatului din afară. Iar dacă biserica lui Dumnezeu este în felul acesta, ce putem să mai așteptăm la ceea ce se întâmplă în afară? Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă sarea și-a pierdut gustul ei, ea nu mai este bună decât la... a fi călcat în picioare. Dragii mei, motivul pentru care asistăm la decadența sau degenerarea gândirii, moralității și a ființei umane este faptul că omul își poate permite la un moment dat să degenereze sau să calce ceea ce Dumnezeu a lăsat ca fiind sfânt. Ca fiind sfânt. Aș vrea să vă invit în Neemia capitolul 9. În Neemia capitolul 9, acest om extraordinar al lui Dumnezeu se ocupă de soarta poporului în momentul în care poporul se întoarce înapoi din robie. Și aici el face o trecere în revistă, un istoric al motivului pentru care poporul lui Dumnezeu, care inițial a fost sub paza lui Dumnezeu, sub protecția lui Dumnezeu, nimeni nu s-a putut atinge de ei, pentru că Dumnezeu se raporta la poporul său ca și când s-ar fi atins de lumina ochilor lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Dacă Dumnezeu i-a ocrotit în felul acesta, de ce au ajuns în robie? Deci, Neemia, capitolul 9, 29, mai departe. I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar ei au stăruit în gânfarea lor, n-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva orânduirilor tale care fac viu pe cel ce le împlinește. Ți-au întors spatele cu îndărădnicie și au înțepenit grumazul și n-au ascultat. I-ai îngăduit astfel mulți ani, le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroci și tot n-au luat aminte. Vă rog să observați cum Duhul Sfânt este păzitorul și apărătorul ascultării de cele 10 porunci. Zice aici în versetul 30, le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, din ce cauză sau pentru ce? Ca să se întoarcă la legea ta. Versetul 30, ultima parte, atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine, dar în marea ta îndurare nu i-ai nimicit, nu i-ai părăsit, că tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, tu care îți ții legământul tău de îndurare,
nu privi ca puțin lucru suferințele prin care am trecut. Noi, împărații noștri, căpetenile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, tot poporul tău. Versetul 33. Tu ai fost drept în tot ceea ce ni s-a întâmplat, căci tu te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Vreau să vă întreb, mă opresc puțin aici, de unde știa Neemia că Dumnezeu a fost credincios? Cum l-a măsurat Neemia pe Dumnezeu? Cu ce? Poftiți? Cu ce l-a măsurat Neemia pe Dumnezeu de a ajunge la concluzia că Dumnezeu a fost credincios, dar noi nu? Cu ce l-a măsurat? Asta e. Neemia l-a măsurat pe Dumnezeu cu poruncile lui Dumnezeu. Și el a spus, tu ai cerut de la noi aceste porunci și tu te-ai ținut de cuvânt. Dar noi? Nu. Împărații noștri, căpetenile noastre, părinții noștri n-au păzit legea, n-au dat ascultare poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai când erau stăpâni în mijlocul multor binefaceri pe care li le dădeai. În țara întinsă și roditoare nu ți-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. Ăsta este motivul pentru care poporul Israel a avut de suferit. Care este motivul pentru care noi trecem prin suferințe și probleme? Care este motivul pentru care Biserica lui Dumnezeu astăzi în Noul Testament ar putea, la un moment dat, să meargă în aceeași direcție? Este posibil ca lucrurile să se suprapună? Din același motiv? Sau din alt motiv? Mai este călcarea legii lui Dumnezeu a celor 10 porunci atât de importantă ca atunci sau nu? Lumea creștină spune nu. Lumea creștină îmi spune nu. Evanghelicii, care ar trebui să fie frații mei în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, spun nu. Cineva a inventat ideea că legea celor 10 porunci este doar pentru evrei și pentru Vechiul Testament. Iar noi nu. Suntem sub aceeași protecție. Nu obligație. Protecție. Care se transformă ulterior în obligație. Deși cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că Duhul Sfânt a fost acela care s-a luptat cu poporul Israel să-l întoarcă de la călcarea celor 10 porunci. Astăzi mi se spune că nu. Nu, cele 10 porunci nu mai sunt de actualitate. Și mă tot întreb, care dintre ele? Să nu furi? Nu mai e de actualitate? Să nu minți? Nu mai e de actualitate? Să nu prea curvești? Nu mai e de actualitate? Și într-adevăr, după cum am vorbit aseară, se pare că nu mai sunt de actualitate datorită faptului că poruncile lui Dumnezeu călcate sunt reprezintă o stare atât de generalizată încât oamenii zic da, e normal ca noi. Nu e normal ca Dumnezeu. Citeam în dicționar astăzi și mi se spunea că adulterul este un păcat sau este interzis la creștini. Dar nu în rest. Și am zis, oh, foarte interesantă treaba asta. Din cauza asta v-am spus aseară și vă invit și acum să vă imaginați. Imaginați-vă că ați trăi într-o zonă în care toată lumea poate să aibă intimități cu toată lumea. Da? Nu e nicio problemă. Pentru că într-acolo mergem, da? Într-acolo mergem. Întrebarea mea este, într-o astfel de societate, cum ar fi dacă un tânăr ar lua o tânără și ar zice, ea mea? Și nu o dau nimănui. Spuneți-mi, vă rog, cum ar fi? Nu numai retrograd, cum ar fi? Cum ar fi?
Probabil că i s-ar spune, dar de când te-ai făcut tu stăpân peste celălalt? De când e ea proprietatea ta? Tu nu vezi că abuzezi? Și dintr-o dată omul care a luat-o și a zis, ea mea că mi-e dragă, se transformă într-un abuzator. Iar ea se transformă în abuzată sau în victimă. Și toată societatea ar zice, ce nenorocire! Și toată lumea ar zice, eliberează, eliberați-vă de acest fel de gândire. Pentru că felul ăsta de gândire este extrem de limitativ, abuziv, antisocial. Toate cuvintele posibile vor fi puse acolo. Frații mei, aș vrea să spun că gloria bisericii creștine este în gloria legii lui Dumnezeu. Amen. Și dacă n-am înțeles lucrul ăsta până acum și dacă nu este clar pentru noi, atunci vă invit să studiați încă o dată Sfânta Scriptură pentru a vedea frumusețea pe care Dumnezeu a oferit-o ființei umane atunci când i-a dat o lege mare și minunată, sfântă, dreaptă și bună. O lege a slobozeniei, spune cuvântul lui Dumnezeu, adică o lege a libertății. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, ești liber atunci când nu comiți adulter, ești liber atunci când te căsătorești și spui, este a mea, atunci ești liber. Să știți, libertatea nu este un scop în sine. Libertatea este doar un mijloc. Cu alte cuvinte, trebuie să gândim așa, ești liber pentru ce? Pentru ce ești liber? Sunt câteva texte în Psalmul 119 care sunt extraordinar de frumoase din punctul ăsta de vedere. Haideți puțin să le descoperim împreună. Psalmul 119 cu versetul 134. Izbăvește-mă de asuprirea oamenilor ca să păzesc poruncile tale. Libertatea este dată ființei umane ca să poată să păzească poruncile lui Dumnezeu. 134. Frații mei, noi avem o libertate by the law. Avem o libertate. Cum traduceți lucrul ăsta? Că mi-e greu. Avem libertatea după legea lui Dumnezeu, pentru legea lui Dumnezeu. Versetul 146 din același psalm. Te chem, mântuiește-mă ca să păzesc învățăturile tale. De ce Dumnezeu cere de la noi mântuire? Cum? Libertate dictată de legea lui Dumnezeu. Dată de legea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Mi se sugerează că ar fi foarte bine să traducem libertate dată de legea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Versetul 146. Te chem, mântuiește-mă ca să păzesc învățăturile tale. Mântuiește-mă, cu alte cuvinte, eliberează-mă. Pentru ce? Ca să păzesc orânduirile tale. Ăsta este scopul mântuirii lui Iisus Hristos. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Nu știu dacă pentru dumneavoastră este clar, dar vă aduceți aminte, puteți să vă imaginați serviciul de la sanctuar câteva minute? Uitați, acolo unde este pianul, să presupunem că este Sfânta Sfintelor. Aici unde este amvonul, să presupunem că este Sfânta. Și aici unde sunt eu, e tabăra. Da? Și eu
Evident, ca orice om, am păcătuit astăzi. Mi-am luat un miel, l-am adus aici, l-am jertfit și trebuie să ajung unde? Unde trebuie să ajung? La pian? Ce e acolo la pian în Sfânta Sfintelor? Legea lui Dumnezeu, eu trebuie să ajung acolo, la pian. Și vă rog să observați că nu pot. Cum fac ca să ajung la pian acolo? Aici, are loc jertfa mântuitoare, de fapt, pentru că îmi ia păcatul deasupra mea și aici are loc eliberarea de vinovăție. Și datorită mântuirii acesteia care începe aici și care lucrează pe tot traseul acesta, eu am voie, cauza mea, problemele mele, păcatul meu, neprihănirea sau dorința mea după neprihănire, toate lucrurile acestea sunt luate și prin procesul acesta al sângelui eu parcurg distanța asta imposibil de parcurs. De aici, de la altarul arderii de tot, până la legea lui Dumnezeu. Nu pot să vin înaintea legii lui Dumnezeu altfel decât dacă te-a mântuit Dumnezeu. Te-a mântuit întâi și pe urmă ajungi la lege. Mântuiește-mă ca să păzesc învățăturile tale. Mântuiește-mă întâi. Este extraordinar lucrul acesta. Neemia vorbește în termenii pe care i-am citit. Eu trebuie să înțeleg astăzi și pentru ca să-i pot înțelege, dați-mi voie să citesc din Noul Testament acum. Evrei, capitolul 12. Evrei 12. Toată lumea asociază cele 10 porunci cu muntele Sinai. Din cauza asta, în momentul în care mergem acum în Evrei, capitolul 12, îl auzim pe Pavel care vorbește și spune așa de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de... Despre cine vorbește? Despre cine vorbește? Despre Sinai. Vorbește în Noul Testament, voi n-ați fost aduși la Sinai. Problema voastră nu este Sinaiul. Și toată lumea din Noul Testament zice, ce bine, am scăpat. Pentru că la câteva versete distanță, versetul 22 spune, ci v-ați apropiat de muntele Sionului. Ce e muntele Sionului? Poftiți? Cineva spune, templu. Auziți, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Și iată, dragii mei, cu muntele Sionului deodată are un corespondent în muntele Sionului din punct de vedere al mântuirii. Și Ierusalimul ceresc nu este altceva decât un prototip al Ierusalimului ceresc. Deci Ierusalimul pământesc și Ierusalimul ceresc, Sionul pământesc cu Sionul ceresc. Și spuneți-mi, vă rog, dacă am vorbit în importanță, care e mai important, Sionul pământesc sau Sionul ceresc? Ierusalimul pământesc sau Ierusalimul ceresc? Și dacă vorbim de importanța întâlnirii, dacă poporul Israel s-a întâlnit la Sinai și noi ne întâlnim în Ierusalimul ceresc, unde tensiunea de întâlnire este mai înaltă? Unde? Sigur că da, în Noul Testament. Sigur că da, în ceea ce privește lucrurile cerești, acolo tensiunea este extrem de înaltă. Noi mergem crescând până la miezul zilei. Am pornit la Sinai, dar unde ajungem? În cer. Deci, reluăm, voi v-ați apropiat de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Vreau să vă întreb, unde mai găsiți imaginea aceasta dumneavoastră? Unde o mai găsiți?
Repede de tot, haideți că sunteți cercetători ai Scripturii. Zecile de mii, de zeci de mii, ori mii de mii. O, dragii mei, Daniel, capitolul 7. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie, spune versetul 9. Un îmbătrânit de zile a stat jos, haina lui era albă ca zăpada, părul capului lui era ca niște lână curată, scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc, roțile lui ca un foc aprins. Versetul 10. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Imaginea e luată din Daniel. Recitesc. Voi v-ați apropiat de Dumnezeu. Da? Scaunului de domnie. Apoi judecătorul tuturor. Iertați-mă, am trecut la versetul 23. Reiau versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Imaginea este luată de aici din Daniel și continuă. Biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Despre cine e vorba? Care este biserica celor întâi născuți? Mergeți, vă rog, în Evrei, capitolul 11 și veți descoperi acolo pe aceea de care se ocupă Sfântul Apostol Pavel. Zice, haideți de la versetul 32. Ce vom zice? Căci nu mi-ar mai ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și de proroci. Prin credință au stins puterea focului, spune versetul 34. Au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Toți aceștia sunt eroii credinței de unde? Din Vechiul Testament. Și aici spune, ei bine, voi v-ați apropiat de adunarea în sărbătoarea îngerilor, milioanele acelea de îngeri, de biserica celor întâi născuți care sunt și ei scriși în ceruri, apoi de Dumnezeu, ce urmează, zice, judecătorul tuturor și iată-L pe Dumnezeu ca judecător aici, exact ceea ce am citit în Daniel, capitolul 7, că s-a pus scaune de judecată și un îmbătrânit de zile a stat pe scaunele respective. Imaginea este completă, este extraordinară. Și spune Pavel, voi v-ați apropiat de ceea ce Daniel a știut. Ceea ce Daniel a așteptat. Nu-i nicio deosebire. Sunteți acolo. Versetul 24. V-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului nou, de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Adică, de ce trebuie să vorbească sângele? Vă duceți aminte? Domnul vorbește lui Cain și spune, sângele lui Abel strigă. De unde? Din pământ, la mine. Strigă sângele. Striga sângele? Nu, n-avea cuvinte. Actul în sine, moralitatea sau imoralitatea actului este pecetuită cu sânge și sângele este o motivație extrem de puternică ca Dumnezeu să intervină. În momentul în care Domnul Iisus Hristos intră în sanctuarul din ceruri cu sângele său, vorbește sângele acesta sau nu? Sângele lui Abel vorbea și era sângele unui om. Da? Era sângele unui om. Sângele cu care intră Iisus Hristos în sanctuar este sângele cui? Este sânge de Dumnezeu. Strigă mai tare? Strigă mai tare. Strigă mai tare. Și în timp ce sângele acesta lucrează, în timp ce sângele acesta lucrează pentru mine și pentru tine, mântuirea ta,
acolo, în cadrul judecății respective, s-au deschis cărțile. Da, așa spune Daniel. S-au deschis cărțile. Iar una dintre ele este Cartea Legii. Pentru că acolo este legea lui Dumnezeu. Judecătorul este Dumnezeu. Mijlocitorul legământului nou este Iisus Hristos. Dar vă rog să observați că aici cuvântul zice legământul nou. Versetul 23. Versetul 24, iertați-mă. Iisus, mijlocitorul legământului nou. Ce e legământul nou? Evrei, capitolul 10. Versetele 14 și 16. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Încep să nu mai înțeleg. Ce-i cu desăvârșirea? Ce-i cu sfințirea? Cine sunt aceia care sunt făcuți desăvârșiți și sfințiți? Dacă nu este vorba de poporul acesta care este judecat aici. Ei, sfinții lui Dumnezeu, desăvârșiții lui Dumnezeu. Iar versetul 16, iată legământul pe care îi voi face cu ei. Voi pune legile mele în inimile lor. Unde se află legea? În judecata aceasta? În procesul acesta de judecată, spuneți-mi unde e legea? În inima lor. Ei sunt desăvârșiți și ei sunt sfințiți datorită faptului că legea este unde? În inima lor. Cine a pus-o? Duhul Sfânt, sigur că da. Cine a scris-o? Domnul Iisus Hristos. Este lucrarea pe care o face Dumnezeu în legătură cu fiecare dintre noi. Să scrie ceea ce a fost pe table de piatră, să o scrie unde? Și să o scrie atât de bine încât să nu poți să-ți permiți, știi? Eu țin una, dar poftesc alta. Eu nu mint, dar fur. Eu nu fur, dar mint. Nu, nu, nu. Totul e desăvârșit. E complet. E perfect. Repet, am pornit de la Sinai ca să ajungem la gloria Bisericii lui Dumnezeu care reprezintă nou legământ. Legea lui Dumnezeu pusă în inimă. Prin care omul este sfințit și desăvârșit. Repet că avem nevoie de asta. Nu noi facem asta, ci Duhul Sfânt o face. Nu noi facem asta, ci mijlocirea Domnului Iisus Hristos face asta. Dar până la urmă noi suntem produsul final al acestei lucrări de mântuire. Și produsul final contează. Versetul 25 din nou, Evrei 12. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește acum. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, adică la Sinai, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește în ceruri. Același Dumnezeu care a vorbit pe muntele Sinai poruncește același lucru din ceruri. Distanța este enormă. Atunci era la început, acum este la final, acum este în momentul proslăvirii. Strălucirea bisericii, gloria bisericii se datorează faptului că Dumnezeu vorbește acum nu de la nivelul unui munte pământesc, ci de la nivelul Sionului Ceresc. Dumnezeu poruncește și pământul trebuie să asculte. Mulțumesc din suflet. Versetul 26, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făgăduit făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul și cerul. Pentru ce? Și spune textul mai departe, ca să rămână în picioare lucrurile care nu se pot clătina. Care sunt lucrurile care nu se pot clătina? Un creștin făcut sfânt și desăvârșit nu se poate clătina. Vă aduceți aminte? Există definiția aceasta. Ce înseamnă sfințenia? Frate Turlea,
Asta este partea dumneavoastră. Ce înseamnă să fii sfințit și pecetluit? Și fratele Turlea întotdeauna îmi spune o neclintire în adevăr. Când cineva ajunge să fie neclintit în adevăr, atunci este pecetluit în adevăr. Și aici spune să rămână ceea ce nu se poate clătina. Dumnezeu nu s-a schimbat după cum nimic nu se schimbă, nimic nu se clatină în mântuirea sa, în procesul mântuirii sale. Și aș dori să închei până la urmă citind fascinanta dovadă a Apocalipsei în legătură cu această economie a mântuirii care are în centru legea lui Dumnezeu și care are ca forță sângele crucii Domnului Iisus. Vorbind despre faptul că ne-am apropiat de această imagine a lui Dumnezeu care poruncește din ceruri, judecă din ceruri, lucrează din ceruri, în Apocalips capitolul 11, de la versetul 17 citesc. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernic, care ești, care erai și care vii. Vă rog să observați, Dumnezeu este același prin timp. Erai, ești, vii. Nu schimbă cu nimic. E același Dumnezeu. Timpul se duce, timpul trece. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Frații mei, finalul mântuirii noastre este marea zi a sărbătorii planului mântuirii. Dumnezeu va sărbători începutul împărățirii Fiului Său. Daniel capitolul 7 este o zi de sărbătoare de felul acesta. Evrei, capitolul 12, vorbește despre cerul întreg care sărbătorește triumful mântuirii împreună cu Biserica lui Dumnezeu de pe pământ. Acum, în Apocalips, capitolul 11, găsesc, Doamne, ai început să împărățești, ai pus mâna pe puterea ta cea mare, ești atotputernic, ești același. Versetul 18, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Textul acesta, versetul 18, este unul dintre textele de cea mai mare actualitate astăzi. Începutul judecății lui Dumnezeu care se vede în Daniel 7, se vede în Evrei capitolul 12, se vede aici, a venit vremea să judeci, să răsplătești pe robii tăi proroci, în timp ce neamurile se mânie împotriva judecății lui Dumnezeu, în timp ce oamenii spun lui Dumnezeu, n-ai drept să judeci, în timp ce oamenii spun înaintea lui Dumnezeu, n-ai drept să ne judeci, în timp ce oamenii protestează, în timp ce prăpădesc pământul acesta și pământul ajunge la limita puterii și a existenței sale, în timp ce lucrurile astea ajung la o tensiune crescândă, enormă, versetul 19, templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Vreți să vă întoarceți repede cu mine în Evrei 12? Auziți? Haideți să mai citim o dată asta în lumina Apocalipsului. Zice așa, Evrei 12, 22. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, zecile de mii de adunarea sfinților în sărbătoare, adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou, de sângele stropirii și așa mai departe. De asta v-ați apropiat voi. Și acum Apocalips 11 și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. În centrul acestei realități, templul lui Dumnezeu se deschide.
s-a văzut chivotul legământului său. Vreau să vă întreb, contează sau nu? Trăim în vremea unei astfel de deschideri. Omenirea întreagă, creștinismul trebuie să vadă cerul deschis. Creștinismul trebuie să vadă din nou chivotul legământului lui Dumnezeu. Adventiștii de ziua șaptea, noi ce suntem aici, trebuie să vedem nu doar porunca sabatului, ci trebuie să vedem legea lui Dumnezeu în integralitatea ei, în totalitatea ei, care doresc să facă sfinți și să desăvârșească un popor pentru ziua venirii lui Iisus Hristos. Apoi zice, au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ. Cu ce seamănă? Poftiți? Cu Sinaiul, așa este. Cu Sinaiul. Și o grindină mare. Scena aceasta, sau drumul mântuirii, se încheie cu aceeași scenă cu care a început. Dumnezeu se arată la Sinai, Dumnezeu se arată la final. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Întrebarea mea este, cum e poporul lui? Se mai laudă poporul său cu textul care spune aici, acum și în acest timp este răbdarea sfinților care păzești poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos? Te mai lauzi tu? Te mai bucuri tu de această perspectivă? Sau ți-aduce aminte că astăzi ești la biserică, că de sabatul este foarte important, dar ieri ai mai mințit, alaltă ieri ai mai poftit, după aceea ai vorbit cu ușurință, după aceea și uite așa, încet, încet, rămâi sâmbătar. Adică doar cu sabatul. Rămâi sâmbătar. A rămas sâmbătar? Sau îl așteptăm pe Domnul cu adevărat? Sâmbătar sau adventist? Creștinismul mai așteaptă venirea lui Iisus Hristos. Haideți să fim fericiți, pentru că, dragii mei, Sinaiul Nou Testamentar ne duce în cer. Domnul să binecuvinteze poporul său și această așteptare după minunea întâlnirii cu el. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, Părinte, venim să-ți cerem ca mijlocirea cristică și mântuitoare din ceruri să ne spele prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și să așeze legea slobozeniei în sufletele noastre. Fă din fiecare dintre cei prezenți și dintre cei ce te iubesc și ascultă cuvintele acestea, fă din fiecare un chivot al tău. Sfințenia și desăvârșirea să fie rezultatul întâlnirii noastre cu tine. Fă, Doamne, ca prezența Domnului Iisus Hristos să clatine tot ceea ce este pământesc și firesc și să rămână, Doamne, neclătinat portretul Mântuitorului nostru în viețile noastre. Pregătește-ți poporul pentru vremea aceasta când judecata cerească va îndepărta păcatul. Nu doar îl va ierta, dar îl va și șterge. Și fă ca împreună cu Domnul Iisus Hristos să zicem amin în istoria aceasta. Prin Domnul și Mântuitorul nostru te rugăm. Amin.